Salut! Este ziua mea. Dați-i... Nu, Stan Cocolex, este ziua mea. Dați-i cât mai multe urări, deoarece este ziua ei și astăzi de ziua ei filmează pentru voi în pijama. Da. Că vine să credeți. Și vreau să fiu măcelăreasă dintre asta. Să fac tort. Măcelăriță. 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 Da. Nu măcelăreasă. Hai să vedem. Alegeți în ce este în costumez ca măcelăriță. De ziua mea. Da. De ziua mea. Da. Voi fi. Da, n-ați multe opțiuni. Încerc să trag de mister. Multe opțiuni. De ziua mea voi fi această fată. Ok. Dar de ce te-ai strâmbat? Nu, dar nu știu că e fată. Este fată, Felix. Hai să mă laud puțin. Deci să mă laud. Uitați câte multe planșe am trecut. Mamă, mamă, terminat. N-am terminat-o. Dar urmează să termin astăzi. Termin-o. Poate, ce? Tu? Eu? Am zis termin-o. Aha, am crezut că vrei să termin tu. Eu, frate, că e ziua mea. Hai să ne ascundem repede, că vine ăsta. Ne ascundem aici. Mamă, te-ai ascuns. Hai să vedem cine mai este pe aici. Bă, ce urmează cu planșa asta? Vreau să văd ce urmează, Cristina. Trebuie neapărat să treci. Voi, o dupeți acolo cu like-ul și cu rările, că e ziua Cristinei. Deci eu sunt foarte optimistă. Toată lumea s-a ascuns. Așa, vine măcelarul. Te rog frumos să-mi urezi la mulți ani. Zice la mulți ani cu Cristina. Dar urmează el la mulți ani. Ești cea mai tare. Ești nu, să nu mă găsească de prima. Cristina, la mulți ani, la mulți ani. Ai venit la mulți ani, ce oroat. O venit să-mi ureze la mulți ani de ziua mea, măcelarul, nu cred. Ce ți-ai dorit? Prima am fost, prima. La mulți ani, la mulți ani. Ce poți mamă, să zic? Ce tare. E frumos, știi? E frumos din partea lui, el se gândește la contează, tine. Contează cine zice primul. Da. Eu vreau să mă pun în dulapul cu medicamente. În dulapul cu medicamente. Dulapul cu medicamente este cel mai bun dulap, deoarece este spațios, are climă, dacă nu știi asta, și mini canapea. Poți să-ți pui și papuci acolo. Dulapul cu medicamente și papuci. Haha, ai trecut de mine. Deci frumos din partea lui, sincer, că a vrut să-mi zică la mulți ani prima. Deci chiar frumos, l-apreciez. Mă, el are gânduri bune, gesturi bune, este de apreciat, adică toată lumea știe asta. Da, da. Unde te-ai ascuns? În dulapul cu medicamente, dar de două ori doar. Nu, știi cum am ascuns eu? Te-ai ascuns de 4-5 ori, dar la sfârșit, ultimul ascunzător, nu mai te îndura cu medicamente. Nu mai merge în dulapul cu medicamente. Nu. Îndura cu fără medicamente. Hai să vedem. Vrei să-ți ascult ție instinctul sau să-mi ascult mie instinctul? Ziua ta faci ce vrei. Ziua mea fac ce vreau? Bine, frate, mă. Are ceva cu locul ăla. Da, am văzut. Păi. De ziua mea voi sta la birou. Stai. Birou. Așa. Așa, spatele. Spatele, ca să nu mă vadă nimeni. După ce nu se poate ascunde nimeni. Nu sunt foarte multe locuri, numai dacă ești Spider-Man. Da, într-adevăr. Bă, că s-au cam ascuns oamenii. Hai ce? Să vedem ce cine vine, cum vine. Unde eu zic mergi? Că mi-ai murat deja la mulți ani. Eu zic să nu mai miurez. Nu mai miura, că mi-ajunge. Merge la ăsta de aici. Cu patul. La celălalt dulap cu medicamente. Bă, dar ce are mă cu medicamentele astea? Zice, nu-mi furați medicamentele mele. Nu înțeleg ce face că e după. Asta nu înțeleg. De ce-i duce de aici? A, păi... Bă, nu știu. Nu știu de ziua ta la birou? De ziua mea stau la birou. Nu, de ziua ta ești la birou cu căsătina? De ziua mea sunt la birou. O să vedem. Unde se mai ascund ceilalți? Ăsta săracul. Nu știu unde se mai ascund, sunt singurul. Toate locurile sunt ocupate. Uite aici pe ce scaun, pare confortabil. Îmi place vocea mea, e foarte șmecheră. Aoleu, du-te. Nu, că merge la noi, îmi place lui care stă în pat. Ai, de mine și eu, care acolo voiam să mă ascund. Ai ceva să-ți da. De ce stai în pat la ora asta? Treziește-te! Am luat un roșii de la ta. Da, era deja roșu. Da. Mamă. Mă duc la dulap cu medicamente. Du-te la dulap cu medicamente. E ocupat. Dulapul meu cu medicamente. Dacă mai de 3 ori și câștigi. Câștig? Adică șmecher să câștig de ziua mea. Adică ar fi așa de șmecher și Cristina de ziua ei, dar dacă voi dați like, garantat câștigă. Deci ne bazăm pe voi. Deci astăzi vreau să primesc foarte multe cocolike-uri. Bă! Scaun sau dulap? Alege tu, ai o șansă. Aici, pe scaun. Dă-i repede că vine piratul ăla. Mamă, câți mai suntem? 1, 2, 3. Mai suntem doar 3. Ia să vedem unde se ascunde ăsta. 4, cu tot cu piratul. Ah, nici nu l-am observat pe piratul. Când trece pe lângă mine, nu timp am emoții. Du-te în față. La tine a venit? Da. Pe de ce n-a ales Cristina dulapul cu medicamente? Am vrut și eu să iau o gură de aer. Fii atentă.
dulapul cu medicamente nu a fost până acum deloc afectat. Să știi. Eu zic să mergi cu dulapul, nu cu streptar cu medicamente. Dulapul cu medicamente. Bă, fraților, haideți să ne ducem la dulapul cu medicamente. Crezi tu că e bine? Stai să nu fii ocupat. Deci, Dani, să te ascunzi dulapul cu medicamente până când mai rămân 3. Și după aceea te ascunzi în alt loc. E foarte simplu. Este algoritm fără ritm, cu ritm. Ți-ai făcut aici un algoritm, hă? Ți-ai dat seama de cum merge? Da, m-am dat seama, pentru că eu am calculat totul. Iar acum vreau de mine. Nu, dar dacă vine la dulapul cu medicamente? De unde știi tu, bă? Eu am calculat, am calculat. Tu ai previziune aici? Meridian. De când ai barbă, de pricepi? De când am barbă, sunt clar văzător. Te-au luat dulapul cu medicamente. Du-te în dulapul cu medicamente. Eu nu mai plec de aici. Deci, știu, piratul vrea să fie la recepție. Îi vrea piratul. Scuze, nene, e ocupat aici. Bă, ce-a făcut scaunul ăla? Bă, ce lămăcelărit, frate. Bă, putea să mai folosească, mă trebuie să-l arunce. Știu eu. Și trebuie să-l și spele. Da, nu știu, dacă. Stai să vedem, încotro. Aici, la asta. La raze? Nu. La patul. La dulapul ăsta cu medicamente. La sertarul cu medicamente. Bă, nu știu ce are, mă, cu dulapul cu medicamente. Da, nu prea ai șanse dacă te ascunzi acolo, văd. Nu, ce are cu toate medicamente, mă? Ce ați făcut, mă, ăla, mă? Mai ai nevoie. Auzi, medicamente, n-a trebuit ținute mai în fricider. A, n-a fost vina dulapului. Era fata aia nepiptănată. Ea era, ea e fără de noroc în viață. Nu, no, n-are, n-are ce să faci. Deci dacă nu te piepțeni, da, nu vine norocul, nu se agață. Auleu. Felix. S-a dus dulapul cu medicamente. Bă, Cristina, eu nu. Nu mai putem să mai alegem dulapul cu medicamente. Știi ce? Eu zic să mai aleg să mă joc cu altcineva, dar nu cred că putem. Vrei să ieși în joc ca să fiu altcineva? Las. Astăzi o să fiu fata aia. Bun, alege tu ce vrei după instinctul tău. Nu bagă aici. Bagă-te acolo. Unde mă odihnesc puțin. Ideea este, sunt 9-16 de 8 ori, ceea ce nu e greu. Uh-huh. Deci să știți că este un joc greu. V-ați reușit? Dacă, trebuie să fii foarte norocos. Dacă este vorba de un fel de arrange, adică el de fiecare trezește că vrea altceva, știi, parcă femeie. De ce, că și bărbați pot să facă așa. Sunt și bărbați care nu știu ce vor. Uh-huh. Dar femeile când se îmbracă toate din pe planetă sunt nu știu ce vor, știi? Ba, știm ce vrem, dar n-avem ce vrem. Ce, mă? Ah, dar n-aveți ce aveți? Haine mai multe? Da. Sau o anumită haină. Înțelegi? Deci, dar dacă o femeie, dacă îi dai tot mall-ul... Nu e adevărat. Stai puțin. Tot mall-ul, într-un an de zile, ea nu are haine, ce se îmbrace. Într-un an, așa mai merge. Tot, mă, păi dacă mi-ai dai tot mall-ul toată viața, mă întrebe. Stai, frate. Ai de mine, mi-a luat patul. Și ceva, mă pun aici. E ziua mea și vreau să mă odihnesc. Deci, pe cuvântul meu, dacă îmi dai mie tot anul numai anul de haine. Dacă dă-mi picioara pe am și papuși și tot, dar femeia nu mai. Azi ar fi fain să ai un mall așa, toate haine din mall, da, mărimea ta. Tu ai zis după un an nu mai poată, toți am învechit. Dar să știi că uite, de exemplu, în ultima vreme am mers în mall și n-am avut ce să-mi cumpăr. Nu prea sunt chestii faine în ultima vreme. Da. Care merită banii, să dai un bănuț pe o cârpă. Da, nu mai sunt cârpele faine. Nu. Și sincer, dacă ai tot mall-ul, dar nu-i fain, păi n-ai cu ce să te îmbraci. Te îmbraci cu ai, nu ai zis că n-ai mall. Uite, a venit elefantul. Elefantul, știi? Deci eu stau acolo pe pat, e ziua mea și eu chiar vreau să mă relaxez, mă odihnesc. Vreau zic să duci la birou. Să mă duc la birou? Da, tu la birou acum. Tu la birou repede. Stai să vedem dacă mă lasă. Trebuie să-l deci tu vrei să mă duc la birou? Nu, eu vreau să faci ce vrei tu de zi la birou. Păi am vrut să mă odihnesc, că e ziua mea. Stai acolo în pat, ai. Da, stau, uite, aici. Vreau să mă duc la celălalt pat, dar e ok. Patul ăsta, nu mai știam. M-am confundat în paturi, în pateuri, scuze. E prea multe paturi aici. Bă, dar ăsta care a făcut jocul ăsta s-a gândit. Dar ce l-a inspirat oare pe omul ăsta să facă un joc cu măcelar? Păi bine că era măcelar, nu știu, dar nu să știu, Cristina, nu l-am întrebat. Poate cineva din familia lui avea mustața asta. În patru trebuie să mergem. Știam că nu-i plac elefanții. Bă, are ceva, mă, cu elefanții, mă. Ei, da. M-am văzut că trage de trompă. Hai să vedem. Unde vrei tu? Tot în patul ăsta? Ai. Nu, mă duc în patul celălalt. Care l-a slăcit? În patul ăsta. Trei pateuri sunt? În patul ăsta. Arată mult mai amuză patul ăsta că se vede exact. Deci când mi-am făcut o mască de frumusețe. Hai să vedem. Domnule, noi suntem ascunși. Vii? Mai este cineva neascuns? Asta e ultima. 1, 2, 3, 4, 5 mai suntem. Da, trebuie să duci de 4 ori. Cum îmi calce pe tine? Felix, știu că este ziua mea, dar am nevoie de ajutorul tău. Ghidează-mă. Folosește înțelepciunea de la barbă. În dulap cu medicament.
Dar ți-am zis să ne ducem patul ăla, unde ai zis-o? La birou. Nu? A trecut de birou. Hai să vedem, în cortul mă duc. Prima dată sunt unde vrei, că nu contează. Ba, s-ar putea prima dată să mă spătilească. La birou. Bine, mă duc la birou. De-aia mă stai tu la birou, că parcă nu a atins birou ăla de mult. Da? Parcă n-ai treabă cu birou. Da. Ce s-a pus în inima? Bă, nu mai dai emoții, bă. Hai de cap, bă. Și acum... Nu, te-ai ascuns numai la birou până când zic eu să te ascunzi la birou, da? Bine, frate. Și eu... Birou e ocupat. Da, ne bazăm birou pe instinctul lui Felix, care vine din barbă. Ne-am mai de dimineață, da. Cât se poate, bine. Instinct din barbă. Să vedem. Cu barbă. Instinct cu barbă. Din barbă. Cu barbă. Hai să... Instinct bărbos. Lasă-mă, ai deja au venit. Asta, mă, și încă nu am aranjat-o. Sincer, și mie îmi place cum îți stă. Te avantajează, să știi. Știu. Hai să vedem, în care parte... Ce-ai mă cu dulapul cu medicamente? Asta e sertar, nu sertar, raftul cu medicamente. Dar ce-ai mă cu medicamentele? Să le lui, bă, nu vrea să le ia nimeni. Dacă îl doar o dată capul și n-are să-și iau un urofen. Stau la birou? Da, repede. Ce vine elefantul ăsta cu coada, nu știu că elefanții au coada. Fata aia da, are, au codiță, doar că mică. Păi și ăsta are mai mare. Da, chiar într-adevăr zici că e câine sau pisică. Hai să vedem. A trecut de mine, a trecut, am avut emoții. Razelix, iar o duc bine? Da? Patul ăsta. Are ceva cu oamenii care stau în pat. Bă, treziți-vă de dimineață și munciți, nu mai stați în pat. Mai stai de două ore aici și după aceea mergi la Razelix, da? Da? Nu sună bine. Hai să reducem. Stai în dulapă cu medicamente. Stai. Deci odată stau aici și mai stau încă o dată. Da. Și după aceea mă duc în la Raze acolo. Deci nu-i cheamă Raze Y, deci nu-i cheamă Raze X. Că-s periculoase. Ai de mine ce aproape fost. Aproape, dar nu ce lăsăm departe. Deci mai stau încă o dată. Da, stai acolo, eu am calculat bine. Așa. Ne bazăm pe calculele lui Felix. Deși este ziua mea, avem nevoie de ajutorul lui. Ca da, să putem să trecem mai departe. Da, e greu. Hai să vedem unde se ascunde domnul pirat. Aici. Mamă, ce măcelărit totul. Bă, ce... Uai, s-a dus la dulapul cu medicamente. Sunt tot aici. Tot aici stau? Trebuie, că nu vine dacă la același loc a fost. E RNG. Și după aceea n-a loc. Ce înseamnă RNG? Random generated. Ok, hai să vedem. Fata nepiptănată, te-ai ascuns? Băi, mai suntem trei. Și acum o să fim doar doi. Mamă, ce ne facem? Te duci la Raze X. Mă duc la Raze X? Da. Bine. A luat-o pe fata nepieptănată, luat-o direct de păr. A, nu, orice, dar nu fata nepieptănată. Direct de păr, săraca, ce papuce mici are. Raze poartă X în mărimea 20 la picior. Raze X. Bun. Mamă. Ok. Deci mai sunt eu și băieții ăștia doi. Da. Se duce la birou. Acolo am stat eu, acolo era locul meu. Scaunul ăla e încălzit de mine. Bă, Felix, mi-e frică, bă, Felix. Nu știu, frică, ai încredere în mine. Ai încredere în mine că eu am făcut niște calcule. Deci nu se poți imagina câte calcule am făcut eu. S-am zis? Eu calculez că o vin la birou. N-am calculat bine. M-am calculat foarte bine. Bine. Acum alege tu ori biroul ăla. Nu știu, fă tu calcule. Barbă, te rog frumos, zine. Tot acolo, la Raze X. Tot la Raze X. Raze X? Nu știu, Raze X sau birou, nu mai știu, Cristina, sper că... Dacă barba ta nu a vrut să-mi dea ajutor, Cristina, m-am descurcat singură. Cristina, s-a putut, atâta. Sunt eu sau băiatul ăsta? Da. Și câștigi jocul, măi, de ziua ta. Aș fi șmecher. Eu te-am dus așa departe. Și m-ai lăsat decizia finală să o iau eu. A, trebuia pe scaun. Nu cred. Ba da, pentru că trebuie să schimbi, ca așa se calculează. Oricum, jocul m-am prins cum se joacă. Am emoții, domnule măcelar, e ziua mea. Ai câștigat. Poate palma. Am câștigat de ziua mea. De ziua aia a câștigat, să vedem ce urmează acum. Nu cred. Ba, ia uite. Nu cred. Planșă nouă, cadou de ziua mea. O să vedem ce faci acum. Vai. Iar îl părăști. Hai să vedem ce se ascunde de data asta. Se ascunde în dulapul cu medicamente. Bă, l-am terminat. Da. Dar revine, trebuie să vezi. Nu cred! E foarte resistent. Cred că a avut ceva, o punguță cu sangue și a făcut așa căști ca da, să ne facă că... Mai, Cristina, a terminat jocul ăsta, mai este cred că doar păi, o planșă. Nu știu stai dacă să dau puțin start. Hai, alege-o cu cineva. Mamă, cum vine, să-mi ureze la mulți ani.
Și hai să vedem, să zicem că ne jucăm tot cu fata asta, da? Da. Și hai să vedem planșele. De ia uitați, mă laud. Oh, data viitoare o să mergem într-un studio de streamer și să facem streaming. Mamă, câte mai sunt! Oh my god, deci rupeți butonul de cocolaic? Mulțumesc din suflet pentru urări! Merită urări! Și ne vedem data viitoare! Pa! Pa!